Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! Acest tutorial este o prezentare a ojelor semipermanente de la Moonly, a topului mat și a celui cu glitter. Eu sunt dascaluionelaana și te invit în continuare să rămâi alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Încep cu Extend Base Quad de la Moonly. Este o ojă semipermanentă rubber base de nuanță naturală. O aplic pe un tips pentru a vedea cum arată în realitate, ca și nuanță. Este superbă, este un piersiciu natural. Apoi, după ce am polimerizat la lampă oja rubber, voi aplica glitter top coat de la Moonly, un top fără strat de dispersie cu glitter în el. Cum îți spuneam și în tutorialul anterior, acest glitter vine în rezolvarea unei probleme destul de urâte ale mele, în sensul că atunci când clientele mele îmi cereau să le aplic deasupra, peste culoare, un top cu sclipici, eu amestecam topul cu un pigment și oricât încercam apoi să șterg pensula de acel pigment, nu mai reușeam și la următoarele 2-3 cliente le mai puneam câte o picățică mică de glitter și îmi spuneau, vezi că aici a apărut ceva, asta nu trebuie să fie aici. Și tot timpul aveam așa o problemă, le explicam, păi uite, am făcut și nu o dădeam la capăt. Acest top a venit în rezolvarea acestei probleme ale mele. Sunt foarte, foarte mulțumită de el, foarte încântată. Are o consistență plăcută, nu curge deloc și iată, după ce l-am polimerizat la lampă, nu are strat de dispersie. Ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să degresăm și prin urmare, atunci când degresăm cu o dischetă îmbibată în cleaner, să avem scame și unghiuțele noastre atunci când le pozăm să nu arate impecabil. Crane este următoarea oșă semipermanentă color care o să o aplic pe un tips special pentru a vedea cum arată. Este foarte pigmentată, exact cum am spus și în tutorialul anterior și o să vezi asta pentru că aplic foarte, foarte puțin produs, nu este mult și acoperă perfect dintr-un singur strat, nu rămân denivelări, nu rămân dâre, diferențe de nuanță, este foarte uniformă, ușor de aplicat. Iată, din câteva pensule am umplut un tips care pot să spun că este destul de lat. În principiu este mai lat decât o unghiuță. Și gata, polimerizez la lampă aproximativ un minut. Apoi anais, o ojă foarte, foarte frumoasă. Iată, este foarte pigmentată, foarte, foarte, foarte pigmentată. Poți să observi cât de puțin am pe pensulă, jumate din pensulă este curățată de gâtul sticluței și doar cu jumate de produs de pe pensulă lucrez. Iată, în 2 timp și 2 mișcări am aplicat pe tot tipsul și asta se poate vedea că este foarte pigmentată și se aplică ușor, uniform, fără dâre, fără denivelări. Draga mea urmăritoare, dacă dorești să-ți plasezi o comandă la Moonly, poate ți-au plăcut foarte tare aceste oje, aceste nuanțe sau consistența ojelor sau pigmentația lor, plasează-ți o comandă la Moonly și folosește codul meu Ionela15 o singură dată. Practic, prima dată îl poți folosi și primești o reducere de 15%. Apoi primești puncte de fidelitate care le poți refolosi la următoarea și următoarea comandă mereu. Draga mea, atenție, codul de reducere poate fi folosit chiar și la produsele care au deja reducere pe site. Este singurul site de produse de unghii tehnice care are așa ceva. Este
Foarte, foarte important să putem să folosim un cod de reducere de 15% la un produs care deja, să presupunem, are o reducere de 30%. Practic, în total, îl iei la o reducere de 45%, aproape jumate din preț. Dacă ar fi să spunem că iei o ojă cu 50 de lei, o poți cumpăra cu 27-28 de lei. Este foarte important să poți să-ți iei 10 oje, pentru că deja ai o reducere foarte, foarte mare. Trimit coletul destul de repede. Dacă ai plasat astăzi comanda, a doua zi o primești. Sunt foarte prompt, răspund ușor la mesaje și sunt foarte drăguți la telefon atunci când ai de discutat cu ei o problemă. Iată, spectacol, este o ojă semipermanentă roșie care este foarte, foarte naturală, un roșu exact așa cum trebuie să fie el. Am spus și în tutorialul anterior că nu am mai avut o ojă semipermanentă roșie așa, de felul acesta. De obicei am ba spre vișiniu, ba spre roze sau ba spre corai, dar așa nu am avut niciodată și sunt foarte, foarte încântată de această nuanță de roșu. Pot să spun că și ojele semipermanente nu au strat de dispersie. După ce am polimerizat-o, pot să o ating, nu trebuie degresată pentru că nu are strat de dispersie. Pink Sensation, din păcate, în tutorial pare foarte, foarte puternică, foarte țipătoare. Abia pe gâtul sticlei se vede realitatea puțin, în partea dinspre ecran. Este un roz țipător, dar deschis, pot să zic. Nu este exact așa cum se vede în tutorial. Din păcate, nu am reușit să redau nuanța reală. Îmi pare foarte rău. Dar dacă îți plac culorile tari, culorile neon care se poartă vara, cum ar fi verde neon, roz neon, portocaliu neon, galben neon, îți recomand să îți achiziționezi și această ojă semipermanentă, pentru că eu sunt convinsă că o să-ți placă de minune. Iată, în lampă se vede fosforescentă, asta înseamnă că este neon. Pe întuneric nu se vede, doar la luminile LED, UV, nu știu exact cum se numesc. Matte Top Coat Gel Lac de la Moonly, eram foarte curioasă despre el, eram foarte curioasă să văd cum se comportă, pentru că mai aveam în plan să mai comand un top mat de la o altă firmă, dar cred că nu o să mai comand pentru că sunt foarte mulțumită de acesta. Poți să observi cumva că are așa o tentă de zgrumțuri, așa, practic când este uscat poți să vezi cât de matifiat este, pur și simplu este așa poros, se simte la deget cât de mat este. Draga mea, îți mulțumesc că ai vizionat acest tutorial, ai grijă de tine până data viitoare, nu uita să te abonezi la canalul meu, apasă clopoțelul pentru a primi notificări, să vezi tutorialele mele printre primii urmăritori de pe canal, poți să dai like și share de asemenea și să plasezi o comandă la Moonly, folosind codul IONELA15 pentru prima dată ca să primești reducere de 15% și apoi să primești puncte de fidelitate la următoarele comenzi. Pupici, ai grijă de tine până data viitoare, ai grijă de tine și nu uita să zâmbești!